Salut, sunt Marius Achim de la Marchionet și chiar acum vreau să fac un test să vedem dacă notificările trimise prin aplicația mobilă generează rezultate. Și în acest moment vedem, este ora 9 și 47 de minute, avem 7 persoane care au accesat aplicația, nicio comandă, avem ca utilizatori 1132, vedem instalări noi în fiecare zi câte s-au realizat. De exemplu, 4 mai sau 4 persoane au instalat aplicația pe mobil. Vedem aici numărul de vânzări, 2, 1, 4, iar astăzi 0 vânzări. Bun, și ceea ce vreau să fac este să trimit o notificare la toți acești utilizatori, să vedem câți dintre ei vor accesa acea notificare și vor intra, deci câte utilizări vom avea aici și inclusiv să vedem dacă se generează vânzări doar prin trimiterea unei singure notificări. Și vom merge la mesaje și vom compune un mesaj nou. Și avem deja mesajul pregătit. Avem o ofertă. Vom trimite mesajul către toți utilizatorii. Introducem mesajul. Și acum vom introduce și un videoclip. Și la final să introducem semnătura. Și vom alege să trimită notificări. Ok. Și o să spunem deci avem aici mesajul, aici avem notificarea pe care o vor primi pe telefon. Voi dori să îi trimit către mesajul curent, să vadă acest mesaj și voi spune că această notificare să fie valabilă pentru 3 zile. Și asta este tot. În acest moment vom trimite notificarea. Notificarea a fost trimisă. Acum ceea ce vom face este că vom aștepta să vedem. Vom reveni cu un videoclip peste câteva ore să vedem câte utilizări sunt aici și câte comenzi sunt datorită acestei notificări trimise către acești utilizatori. Am mai făcut acum un scurt videoclip la doar un minut după ce am trimis notificarea și vedem că aici sunt 7 utilizări, acum sunt 24, dacă mai dau un refresh probabil deja 28. Deci vedem că notificările în acest moment după 60 de secunde sunt accesate, iar utilizatorii intră în aplicație doar pe urma acelei notificări. Deci vom reveni din nou, după cum am spus, peste câteva ore să vedem ce se întâmplă dacă sunt comenzi de pe urma acelei notificări. Ok, am intrat iarăși după 10 minute să vedem ce se întâmplă și vedem că sunt 39 de vizite și deja avem o comandă. Asta după 10 minute, foarte interesant. Abia aștept să văd ce se întâmplă peste câteva ore. Ok, am revenit după 2 ore pentru că eram curios să văd ce se întâmplă. Am trimis notificarea la aproximativ 9:50. Acum este 11:52 de minute și avem un fel următor. 63 de utilizări, de 63 de persoane au accesat aplicația astăzi și avem 7 comenzi cu o rată conversie de 11%. Foarte interesant, având în vedere că am trimis această notificare, nu ne-a costat nimic, este doar un simplu mesaj. Hai să vedem ce se întâmplă iarăși peste alte câteva ore. Bun, a sosit momentul să tragem concluziile. În urmă cu aproximativ 6 ore, am trimis notificare către utilizatorii acestei aplicații, iar rezultatele sunt următoarele. Am reușit să aducem aproximativ 100 persoane în interiorul aplicației. Am obținut 9 comenzi cu valoare totală de aproximativ 2000 de lei,
iar rata de conversie este de 8,5%. Deci noi am reușit să obținem astăzi 2000 de lei doar pentru faptul că am trimis o notificare și cu această rată de conversie. Pentru a obține rezultate similare pe un site ar însemna fie să trimitem un e-mail către abonații site-ului nostru, fie să alocăm un buget pentru reclame, însă cu toate acestea mă îndoiesc că ai putea să obții o conversie de 8,5%. Din acest motiv consider că aplicația mobilă pentru afacerea ta este foarte, foarte importantă, este esențială. Așa că dacă dorești să discutăm mai multe despre aplicația mobilă, contactează-ne și vom pune la punct o aplicație care să îți genereze rezultate foarte bune. Mult succes!